Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Kingdom Newlands. Haideți să continuăm. În episodul anterior știți că am făcut și noi upgrade în sfârșit la bază. Acum putem să avem ziduri de piatră. Super! Bun. Și ce mai știm noi că s-a întâmplat în episodul anterior? Că au început să ne atace ăștia și din câte puteți observa deja sunt din ce în ce mai mulți aici. Dați-mi voie numai un pic să dau mai încet. Pentru că îmi rănește urechile mele. Așa, deja încep să devină din ce în ce mai mulți urâți de ăștia, adică te puteți observa. Și pentru asta trebuie să ne angajăm mai mulți arcași. Episodul acesta suntem în ziua 10-a, deci am făcut un progres destul de mare până acum. Episodul acesta ne vom axa pe recrutatul arcașilor. Am să-i dau lui ăsta un bănuț și la colectorul acesta am să-i dau toți banii, să-i bage acolo. Să ne vină mai mulți bani, bineînțeles. Așa, perfect. Bun, și să sperăm că fermierii noștri au reușit să facă un profit. Pentru că avem nevoie de bani cât mai curând. Cu banii aia o să mai trăiesc și eu. Așa. Nasol, nasol. Hai să vedem dacă mai găsim niște arcași ceva pe aici. Ar fi fost super dacă mai găseam niște arcași. Sugestiile pe care le-am primit a fost să nu mă grăbesc foarte tare, pentru că cu cât upgradez castelul, cu atât trebuie să și să-mi și iau mai mulți arcași. Și problema mea în momentul de față este că nu am suficienți arcași și au început să atace destul de mulți dintr-o dată. De asemenea, ce sugestie am mai primit eu? Să cumpăr o catapultă și să o trimit în partea dreaptă, pentru că catapulta aia o să fie o chestie magică. Bun. Toate bune și frumoase până acum. Zidul nostru începe să nu mai reziste, deci pentru asta o să ne trebuiască și mai mulți arcași. Și ca să facem rost de arcași, trebuie să postim, ca să zic așa, ziua asta. Am băgat niște bani la colectorul acela de taxe și sper să genereze mult mai mulți bănuți, pentru că în momentul de față am o criză cu banii aceștia și am nevoie de banii aceia cât mai repede. Arcașii ăștia n-au reușit să facă nimica și sunt un pic cam dezamăgit de ei. Se putea totuși mai bine. Se putea. Așa, builderi, în momentul de față avem suficienți, așa că cred că până la sfârșitul seriei, cred că până la sfârșitul seriei nu o să mai avem nevoie de alți builderi de ăștia mirobolanți. O să recrutăm doar arcași. Văd că au recoltat ăștia, au făcut prima recoltă, au avut aici prima recoltă, dar nu vor să-mi dea niciun ban. Ceea ce e un pic cam deranjant. Oh, uite niște bănuți. Este, mă, bine, mă. Doi bănuți. Perfect. Suficient cât să mergem să ne recrutăm și noi niște omuleți, să avem și noi acolo niște omuleți și nu știu dacă ne mai rămâne și două catapultă. Dar ce ne interesează pe noi în momentul de față este să recrutăm arcași. De fapt, nu. Hai să recrutăm întâi catapulta, să ne cumpărăm o catapultă, pentru că asta este cea mai importantă. Ia uite, chiar de atâta aveam bani. Trist. Trist. Un lucru bun știu sigur că am făcut, pentru că chiar aveam nevoie de acea catapultă. Catapulta o să vină, hai să vedem unde vine catapulta, chiar aici o să vină catapulta. Zidul ăsta o să trebuiască să-l mai upgradez și pe el, la fel și turnul. Deși spuneau ăștia, cu cât upgradez mai mult zidurile, cu atâta o să vină mai mulți inamici. Deci îmi recomanda că, de fapt, baza, cu cât o upgradez mai mult, cu cât upgradez baza asta mai mult la castel, cu atât o să vină inamici mai mulți și inamici din ce în ce mai puternici. Deci, mi s-a recomandat să upgradez zidul și turnurile și uite că a venit deja primul nostru inamic și mai vin încă o grămadă, o, Dumnezeule, sunt foarte mulți. Vai de capul meu câți de ăștia sunt. Și ăștia nici nu știu să tragă, asta e problema principală. Uite, cu pălării. Haide, haide, țintește mai bine, omule, țintește mai bine. Dacă ar fi fost mai mulți, automat ar fi fost mai multe săgeți și mai multe șanse să-i pice. Uite că vine și ziua. Bun. 11 zile am reușit să supraviețuim până acum. Super, super bine. Prima dată când am încercat jocul ăsta, abia dacă rezistam. Deci abia rezistam. A, nu, 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 nu toți banii, nu toți banii. Toți banii, era să repet aceeași prostie.
Deci era să repet aceeași prostie. Bun. Bun. Hai să ne apucăm să recrutăm oameni. Tu, veniți încoace. Așa. Și hai să mergem la fermier să vedem dacă au reușit să mai facă ceva. Ultima dată aveau recolta în progres. Și văd că nu e niciun fermier aici, deci s-ar putea să aibă ceva pentru noi. Să oprim un pic ca să mănânce și căluțul. Deci s-ar putea ca acești fermieri să aibă ceva pentru noi. Haide. Nu, stai, ăsta nu e fermier. Ba da, este. Ăștia de aici, ceva. Bani. Bani. Dă bani. Dă banul. Dă banul că e problemă. E problemă pentru mini-comunitatea noastră. Hai să mergem și în stânga. Să mai recrutăm. Uite, aici era bine dacă... Dacă puneam, cred că mai multe ferme era nevoie. Sau nu știu de ce e nevoie ca să-ți crească o parcelă de aia. Scrieți în secțiunea de comentarii, nici nu mai știu de ce ai nevoie ca să-ți crească o parcelă de aia de iepuri. Mi s-a recomandat de asemenea să nu mă grăbesc și cu corabia asta. Corabia să o las pe mai târziu, ca în momentul de față eu să mă axez pe... Stați așa, să dau asta mai pe parte. O, Doamne, multă lumină. Prea multă lumină. Prea multă lumină. Așa. În momentul de față să mă axez pe strânsul de trupe, pentru că o să am nevoie neapărat de trupele acelea. Trupele acelea o să vină pe barcă și o să le am la următoarea comunitate, următoarea hartă, ca să zic așa. Sau insulă, nu. Următoarea insulă. Așa, am ajuns și noi aici. Ia un bănuț, omule. Și hai de-am coace cu mine. Ăsta era ultimul bonus pe care îl mai am. Acum mă bazez pe colectorul acela de taxe. Ne-am recrutat oameni. Următoarea zi o să ne axăm pe cumpăratul de arcași. Deci numai pe arcași. Sincer să fiu, n-aș mai da nimic la colectorul de taxe. Deși ar fi fost ok dacă băgam și în fermă. Să ne mai facem încă o fermă. Pentru că dacă mai aveam încă o fermă, ne era mult mai ușor să avem venituri mai mari. Că știi că am venituri mai mari, gen. Ar fi fost mai simplu. Hai, căluțule, hai. Hai, tăticule, că mai avem. Mai avem de mers, hai. Dă-i înainte. Cred că deja se face și noapte, nu așa? S-a făcut deja. O, Doamne. Mă atacă urâții. Fiți atenți că mă atacă urâții acum. Și cât de curând trebuie să urmeze și Blood Moon. Suntem în ziua 11-a. Deci ceea ce înseamnă că există posibilitate destul de mare să vină Blood Moon-ul. Cât mai curând. Dacă nu seara asta, seara următoare și tot o să vină. Ați prins, bă, și voi ceva? N-ați prins nimic, că nu mai aveți ce să vânați. Incompetenților. Ăsta? Nimic. O, Doamne. Catapulta aruncă prea sus. Dar văd că totuși a făcut ceva. Ceva bun tot a făcut catapulta aia, pentru că erau mult mai mulți. De obicei erau mult mai mulți și zidul ar fi fost mult mai spart decât cum este el acum. Ok, acum cred că o să urmeze Blood Moon. Cred că acum o să urmeze Blood Moon. Bun, ia aici. Așa. Avem nevoie de arcaș ASAP. Perfect. Căluț, mănâncă repede ceva. Așa, mai avem aici, mai avem un arc de rezervă. Hai să mai recrutăm repede încă un omuleț. Să mai facem încă un arcaș. Ia uite, sunt doi chiar, perfect. Nu! Ți-a luat banul prostul ăsta la altul. Ia, nu tu. Omule, ia banul. Ia banul, piece of shit. Așa. Și să vedem dacă ne-a mai rămas bani. Deci avem aici cât hai să facem pentru doi arcași. Deci dacă ne-a mai rămas bani, câți bani avem acolo? 4 bănuți? Nu cred că mai avem suficienți bani cât să mai facem încă o fermă. Și dacă ne-ar mai da și ăștia ceva bani... Fucking câine, idiot. Așa. Perfect. Dacă ne-ar mai da și ăștia niște bani aici... Frate, mult prea multă lumină acum. Ce se întâmplă? De ce e atât de multă lumină?
Perfect. Dacă n-ar mai da și fermierii ăștia niște bani, ar fi genial. Hai frate, pe bune, nimic. Și pentru asta n-avem bani, că e mult prea mare. A, deci doi, noi cum ar veni? Avem două ferme, însă trebuie să ne upgradăm. Să ne upgradăm mai mult. Nu știu ce trebuie. Mersi, chiar aveam nevoie. Nu știu ce trebuie, hai să mai cumpărăm un arc. Nu știu ce trebuie ca să faci boscheți din aceea. Pentru că boscheții aia erau geniali. Cu boscheții aia îți făceai iepuri și iepurii îi vânai. Dar acum, cum suntem noi, cred că ar trebui. Ar fi de preferat să mai avansăm în partea dreaptă. Am o presimțire că acum o să fie Blood Moon. După muzică. Deci după muzică mă iau. Upgrade. Ușor, ușor o să ne dezvoltăm o armată mai bună și o să fim în stare să atacăm portalul din partea dreaptă și să distrugem portalul din partea dreaptă. Odată ce distrugem portalul din partea dreaptă, asta ne va genera nouă un timp de 3 zile în care în astea 3 zile o să ai pace. Adică nu o să se mai spawneze absolut nimic, ceea ce e o chestie genială. Bun, acum avem 2 super arcași aici și dacă îl mai upgradăm încă o dată o să avem 3 super arcași. O să fie un turn din acela cu încă o chestie de aia în plus acolo. Frate, ce aș vrea să mai genereze și ăștia niște bani. Acum, avantajul mai mare ar fi fost dacă aveai și o moară. Și în momentul de față noi nu avem o moară și ar trebui să upgradăm chestia asta. Mă rog, de fapt avem o moară aici, însă ne mai trebuie încă una în partea cealaltă dacă vrem să facem o treabă bună, treabă ca lumea. Bun, deci avem arca și aici. Uite, acum este Blood Moon, deci acum e ruperea de oase, fiți pregătiți. Ia uitați cât sunt. Ăștia nu sunt în stare să-i omoare, frate. Gata, am sfârșit. Yes. Primul wave. I-am făcut. Așa, ia repede un bănuț și hai. Bun. 13 zile am supraviețuit până acum. Începem să avem probleme destul de mari cu banii. Deci banul e o problemă deja cam mainstream pentru noi. Colectorul ăsta de taxe nu prea ne ajută așa foarte mult. Și cam sunt obligat să-i dau o grămadă de bani ca eu să pot să beneficiez de ceva bani. Hai mă, câți bani mai vrei? Du-te și bagă-i odată. Doamne. Așa, deci avem o grămadă de arcași pe partea asta. N-ar mai trebui arcași, pentru că aici deja cam avem tot ce se poate. S-a făcut tot ce se poate face aici, momentan. Nu știu, am putea să ne cumpărăm un d-ăsta. Ar trebui să facă gen border și aici să se spawneze iarbă, nu știu sigur. Și cred că îmi dau bănuțul degeaba. Cred că îmi dau bănuțul degeaba. Asta avem bani să o mai extindem, ne mai trebuie încă 2 bănuți. Oh. Frate, și ăștia nu prea fac bani. Aia e trist. Uite, s-a mai făcut aici o mini fermă sau ce e asta. Au pus ăștia porumb și aici. Încă chestia de făcut trebușeturi și chestii. Oh, dar de ce atât de lumină, atât de multă lumină în cameră? Stai un pic. De ce îi atâta lumină? What the fuck? Așa. E bine? Cred că e bine. Ha? Nu-i bine. Acum cred că e bine. La un moment dat camera se mișcă în 3 frame-uri dacă are prea multă lumină. Și de asta mă chinui să o fac să aibă suficientă lumină. Deci trebuie să ne generăm, să generăm o grămadă de bani. Trebuie să facem într-un fel să generăm mai mulți bani. Deci pentru asta o să trebuiască, vrem nu vrem, o să trebuiască să dăm momentan toți banii la ăsta. Și o să trebuiască să mai investim în fermieri. O să trebuiască să ne extindem foarte mult fermele în partea din stânga.
Am făcut o greșeală destul de majoră că am făcut aici. A, de fapt, banul ăsta e de la castel, deci n-am probleme aici. Cred că am făcut o greșeală că am făcut zidulețul ăsta aici. Cred, doar cred. Pentru că nu știu dacă se mai spawnează aici ceva. Cei drept ăștia avansează mai mult în partea asta și văd că aici ăștia reușesc să mai vâneze ceva. E ok, e ok. Doar că iepuri nu se spawnează, aia e problema. Și nu știu, să spuneți în secțiunea de comentarii că chiar nu știu, vreau neapărat să fac rost de niște iepuri de aia, dar nu știu cum să fac rost de ei. Așa, o să trebuiască să mai facem aici, pe viitor, încă o fermă și o să ne mai tot extindem în partea stângă, știți? Să avem cât mai multe ferme. Bănuți, super. Putem să ne extindem ferma? Putem. Cum să nu putem? Cu ultimul bănuț. Mai avem un bănuț. Îl băgăm și pe ăsta la colectorul de taxe. Ne mai dă un interest rate. Nu, no, s-a adus colectorul. Am uitat. Ia ziceți, băieți, cum se prezintă planul de bătaie? Ar fi fost ok, dar nu știu acum, s-ar putea să fiu nevoit să caut mai mult în stânga, în dreapta, pardon, pentru că în stânga n-am găsit absolut nimica. Să caut să văd dacă găsesc o statuetă. Statuetele de obicei îți dă acuratețe mai bună la arcași. Și nu știu dacă reușim noi să găsim statuetă de aia pentru arcași. Hai, căluțule, hai. Deci avem aici încă o mini colonie de asta, de omuleți de ăștia. Nu cred că s-a spawnat. Nu cred că s-a spawnat. Ia stai să ne uităm un pic pe hartă. Deci nu s-a spawnat. Aici este doar barca spawnată, ok. Căutam degeaba. Hai să mergem repede, repede, repede înapoi. Să luăm bănuții de la merchant și de la colectorul de taxe. Îi dăm din nou un bănuț merchantului să-și facă treaba în continuare. Până acum face o treabă foarte bună merchantul ăla acela. Deci chiar nu am ce să-i reproșez. Că ne aduce niște venituri chiar frumoase. Bine, asta de fapt o să aducă din ce în ce mai puține venituri pe zi ce trece. O să trebuiască la un moment dat să-ți upgradezi, o să fie obligat să-ți upgradezi sărăcia asta la chip. Și na, atunci o să fie nașpa. Bun, hai să mai cumpărăm un de ăsta, un fermier. Deci ne trebuie acum obligat forțat încă un fermier. Așa, și dacă începe ploaia de obicei nu e de bine. Iar tu ia-mi toți banii și taci. Perfect. Hai mă, cât îți mai trebuie să bagi acolo? Hai să vedem. Ceva bani? Perfect. Bun, cu bănuții ăștia o să mai facem încă un fermier ca să ne boostăm producția. Să boostăm și mai mult producția. Bun, și ne-ar mai trebui, cred că dacă ăsta stă degeaba, cred că nu ne-ar mai trebui niciun fermier și cred că toți banii pe care ar trebui să investim de acum încolo ar fi, uite, în sfârșit bagă și la banii la bancă, ar fi în arcași. Deci ne mai dezvoltăm arcieriul. Dacă ne extindem aici fermele, asta ar fi un lucru foarte bun, pentru că ia să vedem unde e următorul râu. Unde e următorul pârâu? Mamă, e departe. E mult prea departe. Wow! E super departe, e chiar lângă corabie. Oricum ar trebui deja să mă extind în partea asta, pentru că o să trebuiască să bag banii gen. Frate, de ce e atâta lumină? What? Așa. Banii noștri de acum încolo, mă rog, după ce începem să avem, să generăm un profit ok, o să trebuiască să îi băgăm pe toți în barcă. Pentru că o să trebuiască să începem să și plecăm de aici. Cam asta este scopul. Dar oameni buni, pentru acest episod, totul se încheie aici. Sper că v-a plăcut așa cât de cât. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, butonul de dislike vă stă la dispoziție și îmi spuneți și mie ce nu v-a plăcut și ce să îmbunătățim. Dacă v-a plăcut, butonașul de like vă stă și el la dispoziție. Hai să încercăm să atingem și noi măcar 120 de like-uri pentru acest episod. Ca să știu și eu dacă vă mai place și dacă continuăm și noi această serie. Eu am fost ca de obicei gazda voastră aici și vă urez tuturor să aveți o zi sau eu știu când vă uitați, o seară faină în continuare. Ciao!